Salut, Raul, de la Libertate de IT. Sunt alături de Cosmin Marc. El e C++ developer și astăzi o să vorbim despre experiența lui ca și C++ developer cu freelancing-ul. Cosmin, mai întâi spune-mi câți ani de experiență ai și de când lucrezi cu C++, practic? Salut! Am cam 9 ani de experiență și lucrez pe C++ încă din liceu. Am mai cochetat așa cu mobile un pic, am și dezvoltat pe backend, dar în principiu majoritatea proiectelor pe care am lucrat au fost pe C++. Super tare! 9 ani experiență pe C++. Și da. Merge freelancing-ul pe C++? Cum e momentan? Da, merge, găsesc constant proiecte, e clar că sunt. E un pic mai dificil cu partea asta de remote, în special dacă ai device-uri pe care trebuie să lucrezi, că de obicei C++ e folosit foarte mult pe partea de embedded, dar cei mai mulți clienți sunt super ok să îți trimit acasă device-ul dacă se poate sau dacă nu, poți să găsești o soluție cu echipa să testeze altcineva, dacă e chiar, nu știu, am avut la un moment dat un proiect cu o firmă, adică eram în discuții cu o firmă și aveau un proiect pe niște device-uri care erau puse în trenuri și mie ziceau că au o cameră plină de device-uri din alea și n-ai cum să le iei acasă. Și era cumva așa, era setup-ul că altcineva îți practic, nu neapărat că îți testa ce ai făcut, că erau și teste automate, dar gen ultimul test făcut direct pe hardware era altcineva din echipă. Deci există flexibilitate în direcția asta. Proiecte sunt acum, de când cu IoT-ul ăsta, super, super interesante proiecte. Cred că acum efectiv o să explodeze partea asta de C++, că toată lumea vrea device-uri care să fie super eficiente, să aibă conectivitate, să ai putere de procesare mare și nu prea ai alte opțiuni la nivelul ăla. Bă, chiar acum mi-am luat un inel, un Aura Ring și cred că așa stai făcut cu, da. Cu C++, sigur. Da, e super da. Mic. Și... și eu mi-am comandat versiunea 3. Da, versiunea 3 asta. Am așezat după el, cred că mai vie. Bun. Și momentan tu pe C++ lucrezi pe device-uri sau ai ceva proiect care nu necesită device? Momentan lucrez pe un proiect unde facem hărți pentru mașini autonome și achiziție de date. Cumva există parte de hardware, dar pot să fac development lejer fără hardware. Ce se practică de obicei, oricum, chiar dacă ești cu hardware-ul în birou, cum s-ar zice, lumea preferă să dezvolte un mic simulator prin care cumva să-ți poți testa chestiile, să vezi cum îți reacționează aplicația la, nu știu, ce ai tu de dezvoltat acolo. Deci nu e nevoie strictă de hardware. Și încă o curiozitate pe care ești convins că o mai are lumea, e dacă lucrezi cu ceva librării sau îți librării interne ale firmei sau cum dezvolți în C++ sau folosești standard library-ul? Depinde de proiect. De exemplu, eu pe cele mai multe proiecte am lucrat cu Qt. În principiu, proiecte care au nevoie de user interface, de exemplu, dacă e ceva device embedded unde ai interfață grafică, ai un touchscreen sau ceva, acolo, clar, Qt e o alegere destul de comună. Depinde, mai sunt cumva producători din ăștia super mari și firme super mari care au framework-urile lor dezvoltate, evident. Dar pentru partea de UI Qt, în rest, standard library, cred că pentru restul proiectelor, mai ales care nu au nicio treabă cu user interface sau așa. Da, de standard library. Super, super, super. Bun. Spune un pic istoricul tău ca programator. Știu că tu ai trecut prin mai multe țări, ai lucrat în mai multe time zone-uri. Și cum ai ajuns să faci freelancing? Adică, așa, în mare. În mare? Am lucrat în Cluj vreo 3 ani, cam așa. Am început din anul 2 de facultate. Am devenit contractor destul de repede, cred că din al doilea an,
Și tot timpul cumva am vrut să am flexibilitate, să-mi aleg eu pe ce lucrez, să nu-mi zică nimeni ce să fac și să decid eu pentru mine. Cumva asta a fost abordarea. Apoi, prin 2015, am fost contactat de o firmă din Elveția pe LinkedIn. Voiau să construiască ceva platformă medicală și acolo am avut un super mare noroc că am dat de un om care a fost destul de nebun încât să ofere cuiva cu 3 ani de experiență să construiască un produs de la zero. Și fără să aibă cumva experiență neapărat de software development în companie. Și am început acolo cumva from scratch. A fost așa o experiență super, super tare și a fost un challenge pentru mine că cumva în companiile din Cluj, da, tot codai, dar îți făceai task-ul, dar se oprea acolo cumva interacțiunea ta cu... Erau project managerii care dealuiau cu clienți și așa mai departe. Acum, aici, în compania asta, cumva fiind responsabil de atâtea chestii, am ajuns să ating cumva mai multe arii decât efectiv partea de codare. Și într-un an jumate am tras tare, am făcut o echipă și am ajuns la cu produsul la 60% din piața din Elveția, care e, zic eu, un rezultat destul de bun. Super, da. Și după aceea te-ai mutat în Elveția, adică ai lucrat de la ei acolo. Da, exact. M-am mutat în Elveția. Tot timpul cumva am vrut așa să optimizez pentru timp, nu pentru altceva. Da. Și acolo era un loc destul de bun unde cumva mi-a plăcut foarte mult că chestiile basic funcționau și puteai să te bazezi așa pe orice că cumva funcționează. Aveți, e fain aplicația asta la care lucrați, că ai avut un impact direct în ea și cumva poți să simți impactul ăsta, că ai adus-o în piață și practic a fost munca ta, a fost impactul pe care l-ai generat tu. Și eu sunt curios de ce ai vrut să faci freelancing, adică bănuiesc că încă mai puteai să mai lucrezi dacă vrei și la aplicația respectivă. Da, evident, mai puteam lucra. Da, e super rewarding cumva să vezi efectiv ce impact ai în produsul respectiv, să vezi feedback-ul de la oameni, să ajustezi produsul cumva la cererile oamenilor și să-ți vină feedback că e super și merge și cumva îți dă așa un vibe super bun să continui. După 2 ani jumate, cumva produsul ajunsese deja la o maturitate și era destul de stabil și cumva știam cam tot ce se întâmplă pe acolo și am vrut să mai văd și altceva și să mai văd cumva o altă, un alt mindset și așa mai departe. Și m-am angajat la o altă firmă, era un startup de data asta, era un produs super mișto cu drone, cu foarte, foarte fain. Dar și acolo cumva am ajuns după 2 ani să zic, bă, gata, trebuie să mai fie cumva un next level undeva și fără să fii nevoit, nu știu, să îți faci firma ta sau așa, zic, trebuie să mai fie cumva un next level unde să poți ajungi la un nivel la care să-ți alegi tu pe ce proiect vrei să lucrezi, plus că în Elveția era super greu să-ți schimbi job-ul, nu ca în Cluj, îți lua cam 3 luni, te duceai la interviuri, preaviz de 3 luni, era super, super complicat. Și zic, trebuie să existe o metodă mai simplă prin care cumva, bă, dacă ești suficient de bun, cineva tot vrea să lucreze cu tine, cumva no matter what. Adică să faci tu condițiile. Și na, după aia, evident că v-am văzut pe voi, am urmat cumva ghidul pe care l-ai postat tu la un moment dat pe YouTube de cum să-ți alegi un mentor, așa că am intrat în contact cu cineva care era deja în program și l-am întrebat cum e și așa mai departe. Evident că pe internet am găsit toate țepele și toate astea, dar cumva eu sunt tot timpul atent dacă omul ăla, de exemplu, nu știu, a trecut prin experiența aia. Adică nu era cumva niciun om care să
fi trecut prin program și să zică, băi, nașpa, ai țeapă, nu vă băgați. Știi? Cumva, oricum, pentru mine nu era așa, nu știu să zic, nu am cumva mindset-ul ăsta de gata, oricine îți cere bani, cumva vrea să te fraierească sau așa. Cumva mi se pare că la noi există des mentalitatea asta. Așa că am intrat în call cu voi și am început drumul ăsta. Super, mă bucur că ți-a fost util video ăla. Poate o să las link și sub video ăsta, că e mai vechi video, cred că e de când eram în America, în LA. Cred că video-ul a venit după ce, mult după ce am intrat eu în program, dar cumva aveam și eu strategia asta. Adică e cumva un basic check, să vezi bă, cineva din interior, că din exterior plinesc forumurile. Noi am început să... Știu că tu ai avut calul chiar cu mine și am început să lucrăm în program. Și care crezi că a fost cel mai mare avantaj în colaborarea cu mine și cu Cristi? Cel mai mare avantaj cred că e cumva eficiența. Adică dacă ești destul de perseverent, cred că poți să ajungi la aceleași rezultate și pe cont propriu, deși aș zice că în 99% din cazuri ai șansa să pornești pe o cale foarte greșită. Pentru că, și pe o rată foarte greșită. asta clar. Da. Și cumva programatorii sunt obișnuiți să caute pe Google orice și dacă cauți pe Google nu ajungi bine pe treaba asta. Dar cumva, cum am zis și mai devreme, voiam să eficientizez tot și să optimizez pentru timp. Știam că, na, oricum, banii o să vină după aia, nu contează oricât ar fi costat, aș fi zis. Da, uite, expertiza știu că costă și asta a fost cumva cel mai, pentru mine, cel mai important. Faptul că m-am mișcat repede și am învățat cumva strategii, am învățat cum partea de comunicare, nu aveam neapărat, să zicem, nu știu, o problemă aici, dar cumva, efectiv, pe fiecare problemă pe care am avut-o, am primit feedback personalizat. Cumva, cred că asta e foarte important, pentru că suntem diferiți și nu funcționează la fiecare ce a funcționat la celălalt. Da, așa e. Adică sunt oameni care au mai multe probleme pe zona asta, de, cum ai spus, de comunicare, de vânzare și alții poate pe partea de intrat în interviuri sau de vorbit cu oameni după interviuri. Da, mi-aduc aminte și eu la primul interviu, cum eram așa, adică aveam experiență de interviuri cumva și prin Cluj, că stăteam în Cluj, mai mergeam așa numai la interviuri să vedem ce au alții, știi, ce oferă, și așa, nu neapărat că voiam să-mi schimb job-ul, dar să-mi fac cumva experiență de interviu. Dar chiar și așa, cumva tot eram așa în mindset-ul ăsta de dacă nu fac bine, dacă nu zic bine. Și cumva chestiile astea te emoționează în timpul interviului și se simte în conversație. De multe ori îmi înregistram call-urile și eram, vai, Doamne, că nu l-aș angaja pe băiatul ăsta. Dar e cumva așa o chestie de mindset pe care ți-o reglezi în timp. Da, și e un skill pe care poți să-l înveți destul de repede ca programator ca să fii eficient în zona asta, adică ca să-ți prinzi ofertele. Da, clar. Ce oferte ai văzut pe C++? La ce rate sunt ofertele pe care le găsești în piață? Sunt oferte pe o plajă, aș zice, destul de mare, în funcție de, evident, de industrie și așa, aș zice de la, nu știu, 70 în sus până la 100 și pe oră liniștit. Depinde foarte mult, cumva, pe partea de C++, pe ce ești specializat, de exemplu, pe partea de banking și high frequency trading și low latency programming, care e destul de hardcore, așa, de învățat. Acolo cumva se duce și rata mai sus, dar cumva trebuie să plusezi pe partea asta de expertiză.
Da, se găsesc proiecte și ce mi se pare super fain e că poți să ai acces la niște proiecte la care nu te fi gândit vreodată că o să ai acces să lucrezi. Adică sunt proiecte fain, sunt proiecte challenging pe C++. Și rata e mare pentru că îți mai puțin developer, adică îți mai puțin decât pe alte tehnologii. Și trebuie să fii un om bun ca să scrii pe C++. Adică eu știu că e urât, e limbajul în sine, nu e un limbaj. De exemplu, e ca Python, nu știi, care e un limbaj foarte fain de scris cod în el. Da, acum să zicem că cu versiunile mai noi o mai avansat plăcute. Așa un pic e mai simplu de învățat, dar poți să te împuști în picior destul de ușor. Super, super. Bun. Cosmin, pentru tine care ar fi următorii pași? Adică ai spus o chestie interesantă, că tu simțeai că este o zonă înainte de antreprenoriat, care e zona asta de freelancing și ai văzut ce putere are zona asta dacă o folosești. Care e următorul pas pentru tine? Vrei să mergi în business? Vrei să călătorești? Acum știu că acum ești în Franța. Din Elveția în Franța. Următorul pas, în primul rând vreau să maximizez tot ce se poate pe zona asta. Să știu că am ajuns la maximul unde se poate ajunge în zona de freelancing. Și după aia, nu știu, am auzit de la alții mai deștepți și mai buni ca mine că primul milion e diferit, restul toate sunt la fel, vreau să văd cum e măcar primul. Probabil, da, o să vreau să mă duc pe partea de business. În principiu, cumva să dau înapoi, să încerc să mai dau înapoi societății din să am un impact mai mare, practic. Mm-hmm. Cred super, că super. Asta e super, super rewarding de la un punct încolo să vezi că efectiv ai impact. Și ce-ți curios, ai vrea să faci un business în România în viitor sau te gândești să ți-l faci undeva în afară? Nu, evident, în România, clar. E mult potențial aici și de asta ziceam că... Da, adică tu ai văzut acum mai multe țări, ai văzut și Elveția, ai văzut și Franța și... Da, chiar asta discutam de ceva vreme cu niște prieteni că ziceau, bă, dar ce fain e acolo, că nu știu ce, și zic, bă, da, e super fain, totul funcționează, dar dacă vrei, nu știu, nici dacă vrei să verifici, nu știu, cât de drepte sunt liniile de la parcare trasate, știi, useless, adică știi deja că îți drepte. Asta am început să văd cumva în România, chiar dacă e greu cu birocrația, cu nu știu ce, bla, 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 am început cumva să văd o grămadă de oportunități acolo, mai degrabă decât cumva părțile rele. Da, da. Orice problemă de la noi e de fapt o oportunitate, dacă o rezolvi. Dacă da, să dacă știi cum să te uiți la ea. Exact, exact. Cosmin, eu sunt mult spor și noi ne auzim oricum în continuare în comunitate. Mersi, și la cât mai multe și proiecte și cât mai mare rata. Da, să fie. Super. Dacă ești developer de C++ și vrei să treci în freelancing, e o abundență de oportunități în piața globală. Hai să ne auzim la un call de consultanță gratuită cu mine, cu Cristi sau cu un expert din echipa noastră. Eu am fost Raul și Cosmin. Salut! Salut!